Deșteptarea cu Vlad Petreanu, George Zafiu și Luca Pastia la Europa FM. 9 și 35 de minute, ne-am întors în live în Deșteptarea, atât pe radio cât și pe pagina de Facebook Radio Europa FM. Intrați acolo pe Facebook ca să vedeți cât de supli suntem, cât de drăguți, da, cât de sănătoși, cât de zâmbăreți. Eu când suntem live pe Facebook mă simt cum e comisia aia de la Loto, știi? La TVR când se trage. Așa. Din comisie mai fac parte domnul inspector Petreanu. Da. Eu, după cum vedeți, am cel mai bun tonus cu regimul ăsta, sunt cel mai fericit, în primul rând pentru că am slăbit numai puțin de 5 kg, lăsând la o parte faptul că plesnesc de sănătate. Care e secretul meu, vă veți întreba? Apă. Beau multă apă în afară de ce mănânc deci de la prietenii de la Livebox. Bine, și fac și mult sport. Stați un pic. De când cu Livebox-ul ăsta, să vă spunem pentru cei care poate n-ați prins, uite, de exemplu, emisiunea de astăzi, încă dinainte de ora 7, dar așa se întâmplă cam mereu în ultimele zile. Luca se pornește foarte greu. E foarte lent la prima oră. Da, dar după aia când e la vale, da, nu mai poate să bună. După care deschide frigiderul, descoperă Livebox, meniul de la Livebox și ajunge spre ora 10, nu-l mai oprești. Da, da. Vreți să vă spunem ce mâncăm noi azi? Astăzi noi deja am mâncat primul fel, deci nu mai poate fi arătat. A fost omletă. Ăla l-am ras înainte de 7 dimineața, că acum de când suntem flămânzi, mâncăm foarte devreme. Nu mai zăbovim nicio clipă. Da, a fost omletă cu trufe. Am avut omletă cu trufe și cu gorgonzola și cu puțin cașcaval. Câte puțin din fiecare. Deci secretul, prieteni, este la Livebox, că câte ceva din fiecare, totul e foarte gustos. Și în felul ăsta reușește să-ți satisfacă și poftele, nu numai nevoia de mâncare. Uite, cele mai ascunse dorințe. Bună exact. Oară! Da. Urmează acum la 10 băieți, ăștia doi de prima. Mie îmi place orice. Eu am descoperit cu ocazia asta că nu sunt deloc mofturos. Avem așa. La foame nu. Cremă de sfeclă roșie, brânză și... Atât. Cremă de sfeclă roșie cu brânză și mai atât. Mai sunt și crutoane, dar eu crutoanele... Nu le mănânc. Asta, păi stai puțin, de ce zici de noi? Asta e o chestie interesantă. Mănânci tu cremă de speclă cu drag. La ora 10. Mănânci cu lacrimi în ochi. Abia aștept să descoperi despre ce e vorba. La prânz, ia uite, avem... Asta e fiță. Ardei copt cu smântână. Bun. Făcut nu ca este o mâncărică așa. Este mâncare de ardei copt cu smântână. Mâncare de ardei copt cu smântână și bulgur cu legume. Bulgurul, iată... Este de bază. Un ingredient pe care l-am descoperit cu această ocazie cu regimul de la Livebox. Nu știam ce e la bulgur până acum. Nu primeai șaorma? Iar... În loc de orez, bulgur. La farfurie. Nu prea mănânc la farfurie. Eu mâncam la lipie cu de toate. Dar nu știam de bulgur. Și acum fița e... Că Livebox ne dă, cred că e gândită și pentru cei ca mine, desert. Ăștia nu-i omoară desertul, dar pentru mine e vital. Și azi avem budincă de ciocolată neagră. Și vă veți întreba, prieteni, dar cum slăbești cu budincă de ciocolată? Câte sau cum calorii? E ea sănătoasă? Are doar 230 de calorii, e vorba de 150 de grame, dar iată ce conține. Cacao, sirop de arțar, lapte de soia, lecitină din soia, deci sporește și memoria, lapte de cocos, amidon, ciocolată amăruie, esență de rom, coniac și caju. Deci, practic, n-are lapte, n-are... Știi, era o poveste cu un moș și o babă. Și moșul zice, babe, mi-e poftă de niște clătite. Și aia zice, da, moșule, dar n-avem lapte. Fă-le fără lapte. N-avem nici ouă. Fă-le fără ouă. Înțelegi? Și cu ciocolata asta e, practic, ciocolată magică, de nimic făcută. Și diseară, fraților, o cină spectacol Dorada. Wow. Bă, nene, filet de dorada în sos de verdețuri și legume coapte, avem zucchini, avem morcov cops, deja diseară deschid o sticlă de apă minerală. Pentru că n-avem voie să bem alcool, n-avem voie sucuri. N-avem voie, acum îmi spui? Ai mai călcat pe lângă? E medicul mi-a recomandat un pahar de vin roșu pe zi, să știi. Da, deci eu am respectat în tocmai meniul de la Livebox. Mai oprește-te. Suntem iată în a treia săptămână și am abatere, exact, vă spun exact, 6 praline și 3 felii de pizza și am slăbit 5 kg și ceva și iată sunt și foarte vivace. Ceea ce nu e puțin lucru pentru o persoană în situația mea. Mai e un fenomen, vezi, de când cu live-urile astea pe Facebook, cu Livebox. Îi place mult de el. Vorbește, da, și se uită în monitor. Avem un monitor slăbit, în studio. Ai înțeles și altfel... Da. Auzi, Luca, stai puțin, tu te uiți când vorbești, că nu mi-am dat seama, te uiți în cameră sau în monitor? Mă uit, pun de-a poc. Nu, da, urmărește-l un pic, că se uită în cameră și face gesturi, mimează, adică face tot. Am văzut la televizor. Se adresează camerei. Da. Prieteni, fiți atenți. Livebox.
Rană. În schimb, nu ne mai bagă pe noi în seamă. Vezi, e de neoprit. Așa e la televiziune, să știi. Bravo. Devii egoist. Bine. Bine, hai că ne mai auzim. Nu? Deșteptarea cu Vlad Petreanu, George Zafiu și Luca Pastia la Europa FM.